În continuare să arătăm mai întâi că 2 pe x pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 2 este 1 pe x minus 2 pe x plus 1 plus 1 pe x plus 2. Lucrurile sunt destul de clare. Vom considera membru drept al egalității, aducem la același numitor și constatăm fără surprindere că obținem membru stâng al egalității. Vom amplifica primul raport cu x plus 1 pe lângă x plus 2, deci cu x pătrat plus 3x plus 2. Pe al doilea raport îl amplificăm cu x pe lângă x plus 2, iar pe ultimul cu x pe lângă x plus 1. Și atunci obținem numitorul comun x pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 2, iar la numărător avem x plus 1 ori x plus 2, deci x pătrat plus 3x plus 2, minus de 2 ori x pe lângă x plus 2, deci minus 2x pătrat minus 4x, și plus x pe lângă x plus 1, deci plus x pătrat plus x. x pătrat cu x pătrat minus 2x pătrat se reduc, 3x cu x face 4x și minus 4x se reduc, și atunci am rămas cu 2 supra x pe lângă x plus 1, pe lângă x plus 2. Ceea ce trebuie demonstrat. Acum, să folosim această relație pentru a calcula suma 1 pe 1 ori 2 ori 3 cu 1 pe 2 ori 3 ori 4, cu tot așa până la 1 pe 8 ori 9 ori 10. Termenii acestei sume sunt de forma 1, nu 2, pe x pe lângă x plus 1 pe lângă x plus 2. La numitor avem produsul a trei numere naturale consecutive. Și atunci, în primul rând, din sub punctul A obținem că pentru orice k mai mare sau egal decât 1 natural, 1 supra k pe lângă k plus 1 pe lângă k plus 2, 1 supra k pe lângă k plus 1 pe lângă k plus 2 este jumătate din 1 pe k minus 2 pe k plus 1 plus 1 pe k plus 2. Și atunci, pentru k egal cu 1 vom obține descompunerea lui 1 pe 1 ori 2 ori 3, pentru k egal cu 2 vom obține descompunerea lui 1 pe 2 ori 3 ori 4 și tot așa, pentru k egal cu 3 descompunerea lui 1 pe 3 ori 4 ori 5 și în continuare până la descompunerea lui 1 pe 8 ori 9 ori 10. Ultimii termeni ai sumei sunt 1 pe 6 ori 7 ori 8, 1 pe 7 ori 8 ori 9 și 1 pe 8 ori 9 ori 10. Și atunci, toți termenii se descompun ca jumătate din 1 pe primul, 1 pe 1, minus 2 pe al doilea plus 1 pe al treilea. 1 pe primul, minus 2 pe al doilea plus 1 pe al treilea și tot așa 1 pe primul, minus 2 pe al doilea plus 1 pe al treilea. Așadar, 1 pe 6, ori 7, ori 8 e jumătate din 1 pe 6, minus 2 pe 7 plus 1 pe 8. 1 pe 7 or 8 or 9 e 1 pe 7 minus 2 pe 8 plus 1 pe 9. 1 pe 8 or 9 or 10 este 1 pe 8 minus 2 pe 9 plus 1 pe 10. Și atunci când însumăm acești termeni, obținem că suma termenilor din stânga, adică suma noastră S, este jumătate din pe 1 pe 2 îl dăm factor comun. Și avem 1 pe 3 minus 2 pe 3 cu 1 pe 3 se reduc, 1 pe 4 minus 2 pe 4 cu 1 pe 4 se reduc și tot așa până la 1 pe 8 minus 2 pe 8 cu 1 pe 8, nu? 1 pe 7 minus 2 pe 7 cu 1 pe 7 dinainte se reduc, la fel 1 pe 5 minus 2 pe 5 plus 1 pe 5 și 1 pe 6 minus 2 pe 6 plus 1 pe 6. Deci practic rămânem cu 1 minus 2 pe 2 adică 1, 1 minus 1. Plus 1 pe 2, plus 1 pe 9, minus 2 pe 9 vine minus 1 pe 9, plus 1 pe 10. Așadar, suma este jumătate din 1 pe 2, minus 1 pe 9, plus 1 pe 10. Vom aduce la același numitor. Amplificăm 1 pe 2 cu 9 ori 5, 45, 1 pe 9 cu 2 ori 5. 10 și pe 1 pe 10 îl amplificăm cu 9 și am rămas cu 1 pe 2 ori 45 minus 10, 35 plus 9, 44 supra 90. Așadar am rămas cu 11 pe 45. Destul de simplu. Vă propun să calculați suma 1 pe 2 ori 3 ori 4 cu 1 pe 3 ori 4 ori 5 până la 1 pe 10 ori 11 ori 12. Dacă vă sunt de folos informațiile date, urmăriți canalul de YouTube Mate cu Matei, deoarece urc periodic noi materiale. Pentru a vă abona, urmați linkul Subscribe, iar dacă aveți nelămuriri, exprimați-le în comentarii. Succes!